Cufundat în gânduri, Andy Smith își imaginează cum va fi când își va strânge din nou în brațe soția. În urmă cu 2 luni, Emma, de profesie biolog, a fost trimisă la închisoare, iar astăzi este eliberată. Andy nu s-ar fi gândit niciodată că soția lui va ajunge la penitenciar. Oh my gosh, that I love her so much and I'm so proud of her. We have really young nieces who their future is not going to be the same future that we had, right? And we have to fight for that future. Emma a fost acuzată de blocarea unei autostrăzi. Femeia face parte dintr-un grup de activiști care cere o mai bună izolare a caselor în vederea economisirii de energie, adică primul pas în abordarea crizei climatice. I'm terrified of what's coming down the road right now. Fires, floods, we're seeing them happen all over the world. Insulating Britain is the first step we can take in tackling this, and our government have a responsibility to do that. Însă blocarea autostrăzilor îi nebunește pe șoferi, iar guvernul vrea să împiedice protestele de acest fel. Ministrul de Interne a transmis pentru Deutsche Welle: protestul este o componentă fundamentală a democrației noastre. Totuși, poliția trebuie să dispună de posibilitatea de a lua măsuri împotriva unei minorități egoiste care reprezintă un pericol pentru ordinea publică. În viitor, comportamentul nepotrivit ar putea fi pedepsit prin lege, cu până la 10 ani de închisoare. Organizațiile de mediu și cele pentru apărarea drepturilor omului consideră noua lege un atac la adresa democrației. Până și conservatorii, cum ar fi fostul înalt consilier juridic al guvernului, își fac gânduri. The most problematic are the parts which give to the Home Secretary very significant powers to determine what constitutes serious disruption. Whereas normally that would be a matter left to the police. Emma Smart și ceilalți activiști știu că mulți le critică protestele, dar în afară de încălcarea legii nu văd nicio alternativă. It's our fundamental right that if our government is failing, that we can hold that government to account. These are our elected representatives. They are supposed to be protecting the people. And if they are failing at that, then it should be our right to stand up and protest. And the response of them to imprison of us is absolutely, it's draconian. Deocamdată, activiștii se bucură de libertate, însă după intrarea în vigoare a noii legi, pare doar a fi o chestiune de timp până când vor ajunge după gratii.